Salutare, dragilor, și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală. Începând de astăzi, practic suntem live, îl transformăm așa ușurel alături de prietenul nostru Vlad Stoicescu într-un hangar digital. Și am schimbat și ora, așa cum bine observați, și încercăm să venim către dumneavoastră, către o oră care vă este mai simpatică, mai aproape de programul dumneavoastră. Prin urmare, întâlnirile noastre de la 8 seara le mutăm tot luni, dar de la ora 3, și astăzi încercăm să digitalizăm așa un pic discuția noastră. Nu știu cât o să ne țină biții și energia. Au fost ceva probleme cu conexiunile noastre un pic mai devreme. Sperăm să fie totul ok. Uite, sper că și Andrei ne vede. Ia să vedem. Ne vedem, ne auzim toți. Salut, Vlad, salut, Andrei. Salut! Mulțumesc mult pentru invitație! Eduard. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Cum să-mi servez ziua de naștere mai frumos decât live alături de prietenii noștri și alături de dumneavoastră, dragilor? Mulțumesc încă o dată, Vlad! Uite, sper să ne auzim. Eu la un moment dat o să încerc să pun și două filmulețe să vedem ce o să iasă. Asta este un show live, învățăm împreună. S-au tot schimbat în ultimele zile câteva din setările, din funcțiile de bază și de pe la LinkedIn și de pe la Facebook. Au tot umblat la partea asta de streaming și restreaming. Să sperăm că vom fi ok. Dragilor, astăzi foarte, foarte important. Îl avem pe Andrei Crețu alături de noi, cofondator Pluria, cofondator Seven Cards. Încercăm să înțelegem alături de Vlad Stoicescu, partenerul meu de webinar. Încercăm să înțelegem ce se întâmplă. Pandemie 2.0, 3.0, viața 2.0 de după pandemie. Nici noi nu știm cum să ne mai raportăm la lucrurile astea, Vlad. Hai să vedem. Vorbim astăzi despre ceea ce se poate numi a fi Office Revolution sau cum productivitatea poate fi dezinhibată și mai ales dezlănțuită. Ne dorim acest lucru, să nu ne mai raportăm la timpul fizic. Fie că vorbim noi de încorsetarea 8-16 sau mai știu eu ce program, dar mai ales de locație. Vrem să ieșim în afara locațiilor tradiționale așa cum le știam noi, pentru că vrem productivitate dezlănțuită. Și pentru această întâlnire, dragilor, vă propun să facem o scurtă tură de platou virtual cu Andrei și cu Vlad. În primul rând să definim câteva lucruri, pentru că s-a creat puțină confuzie între zona asta de telemuncă. Ce înseamnă telemunca, până unde ar fi ea, ce înseamnă spațiul ăsta digital, coworking-ul. Deci hai să reglăm câteva lucruri în primă fază, după aceea vreau să vedem niște tendințe, niște trenduri și evident spre finalul întâlnirii noastre, nu înainte de a afla ce este Pluria, cum ne ajută și cum va impacta munca asta în spațiile noastre, în orașele noastre, vreau și întrebări din partea dumneavoastră, toate curiozitățile pe care vreți să le aflați de la noi, cu mare, mare drag, o să adresăm aceste întrebări invitatului nostru de astăzi. Prin urmare, Andrei, hai să încep cu tine, că ești invitatul nostru special astăzi. Ești primul invitat în formatul nostru, să știi. Și de ziua ta mai ales, chiar vreau să profit și eu de ocazie să-ți urez la mulți ani, nici nu știam. Mulțumesc frumos! Mulțumesc. Sărbătorim prin muncă, nu? Cum spunea tătuca. Sărbătorim prin muncă, nu, este plăcerea noastră. Hai să vedem la ce ar trebui, cum ar trebui să setăm în primul rând framework-ul de lucru, Andrei. Care sunt principalele teorii, principalele definiții atunci când vorbim de work from home, de telemuncă și de toate aceste sintagme care, iacătă, în ultimul an au intrat în viața noastră? Uite, în primul rând, mi se pare că de foarte multe ori facem și se face o confuzie în ceea ce privește definiția telemuncii. Și anume, confundăm work from home cu remote work-ul. Work from home este fix ceea ce înseamnă lucratul de acasă și este doar o parte componentă a muncii la distanță, a remote work-ului. Și e foarte sănătos să facem această clarificare încă de la început. De ce? Pentru că fiecare termen este asociat, are anumite conotații și chiar are un impact emoțional, aș spune, pentru că în
work from home, am fost împinși cu toții de pandemie într-un mod oarecum forțat. Și de asta, pentru că poate pentru mulți a fost o perioadă mai dificilă, nu ne dăm seama că lucrurile pot sta și altfel și că a munci remote înseamnă de fapt mult mai mult decât a munci exclusiv de acasă. Este mai aproape de acea definiție de work from anywhere, capacitatea și posibilitatea de a lucra de oriunde. Asta este în primul rând, nu știu, principala clarificare pe care aș face la începutul discuției noastre. Bun, hai să vedem de la work from home unde mergem, care este următoarea sintagmă sau definiție pe care vrem să o așezăm corect pentru discuția noastră. Vlad? Biroul ca serviciu. Ăsta ar fi răspunsul, primul răspuns pe care l-aș da eu. Ce se întâmplă? Analiza pe care am făcut-o eu la nivel de studiu, ca să spun așa, și am un studiu destul de reușit în ceea ce privește comportamentul și tiparele de muncă în generația Z, care e destul de apropiată de millennials, de generația mea în comportament. Aceștia își doresc, să spunem, niște condiții mai familiare. Adică generația Z, cel puțin, care a ajuns la maturitate într-o etapă a vieților în care familia se întorcea înapoi în casă din cauza unei crize economice globale. Și marea majoritate a celor care excelează, bineînțeles sunt și grupe defavorizate de care nu o să vorbim acum pentru că nu fac obiectul discuției. Marea majoritate a celor care au ajuns la maturitate în acest ambient în care familia s-a îndreptat cu mai mare atenție în interiorul ei, în care s-au îngrijit mai mult de părinții de copiii lor, acest ambient a fost translatat cumva în mediul de muncă. Îmi amintesc în interviurile pe care le-am avut pentru interviurile calitative, pe care le-am avut pentru disertație, pe care le-am filmat cu Wall Street la vremea respectivă, sunt încă publice, au fost mai multe rezultate destul de importante în interacțiunea dintre corporatist, middle manager, și un copil care accesase sau urma să acceseze locul de muncă, chiar la cele mai mari corporații din România, de IT sau diverse alte industrii. Și toți aveau cam același, toți copiii aveau cam același răspuns. Bine, le spun copiii, 18-20 de ani. Aveau cam același răspuns. Dom'le, am venit, m-am chinuit, am accesat locul de muncă, 6 luni de zile am stat în interviuri și în familiarizare cu sistemele interne ale companiei, ca după aia să plec pentru că nu mă simțeam ca acasă. Nu ne dădeam seama în 2018-2017, când făceam acest studiu, ce înseamnă nu mă simțeam cam acasă. Ne dăm seama acum când o mare majoritate a forței de muncă s-a îmbrățișat această trimitere forțată acasă. Chiar se bucură de acest lucru și o să discutăm mai târziu de alte aspecte care au fost generate de această trimitere acasă în masă. Andrei, în primul rând, tu ești inspirat și, din câte știu, Pluria este inspirat de pandemie, de fapt, sau este un sistem pe care îl concepeai înainte de pandemie? Clar, inspirația principală a venit în timpul pandemiei. Acum câțiva ani recunosc că m-am gândit la ideea unui agregator de spații de lucru flexibile, coworkings. Însă pe atunci nu vedeam potențialul. Maxim puteam adresa unor freelancer sau, nu știu, să le zicem, digital nomads, acele persoane care au nevoie să lucreze din mai multe locuri pe parcursul unei luni. Dar revelația și inspirația principală a venit în pandemie. Eram în legătură cu foarte multe companii, în special cu reprezentanții HR, și îmi aduc aminte cum îmi povesteau că ne-am dat seama că oamenii sunt și productivi de acasă. Într-adevăr, în trecut aveam dubii că vreau să-i lăsăm, o să le dăm o zi pe săptămână sau poate două, poate să lucreze de acasă, dar mai ales managementul nu era prea confortabil cu ideea asta. Acum ne-am dat seama că oamenii pot lucra și la distanță și să fie productivi și deci nu mai simțim că nu mai avem nevoie de atâta spațiu la birou. Și unii erau mai
conservatori ziceau că ar renunța la 20-30% din suprafață în câțiva ani, adică când aveau și posibilitatea să iasă din contractele de chirie. Alții erau mai agresivi, alții ziceau, noi am păstrat 20-30%, am face un spațiu așa cu aer mai colaborativ, să ne reunim din când în când și restul pot lucra și din alte părți. Și asta, nu știu, s-au legat în minte toate aspectele astea și mi-am dat seama cât de mare nevoie vor avea companiile în viitorul apropiat, adică începând cu momentul de față, de a completa opțiunile unui angajat din punct de vedere birou și loc de muncă, dar în același timp serviciul să aducă și niște saving-uri, deci din punct de vedere costuri să fie eficient pentru companie și să fie extraordinar de flexibil și ușor de gestionat. Discutând acum despre costuri, urma să ajungem și la punctul acesta. Eu am o întrebare pe care o pun de obicei când se ivește acest subiect de discuție. Nu înțeleg pentru ce plătim rate sau chirie la casă deosebit de costisitoare, pentru că exploatăm acel ambient doar 8 ore pe zi în care practic dormim. Adică dacă ne gândim la tiparele noastre comportamentale dinainte de pandemie, dimineața la 6 eram deja dușați și pregătiți să ieșim pe ușă ca să ne citim cartea în metrou. Micul dejun îl aveam în clădirea de birouri. După clădirea de birouri, 7 card, bineînțeles, și ajungeam un pic la sală, serviciu, deja devenise un serviciu fitness-ul. Și după aia eventual un film, o interacțiune la bar, nu știu, pe undeva pe la 11 noaptea, poate rămân apoi aruncați direct în pat. Deci pentru ce plătim atât de mult pentru un spațiu care cumulat cantitativ s-ar putea să coste chiar mai mult decât o clădire de birouri la nivel de, să zicem, organigram. Adică dacă ne uităm la o corporație care are organigramă de 300 de oameni, acei 300 de oameni plătesc cumulat mai mult pe chirii și rate la bancă decât plătește corporația pe chirie pe spații de birouri. Deja dublăm niște costuri și nu prea am înțeles eu niciodată de ce dublăm aceste costuri când ne putem dezvolta propriul confort în propriul domiciliu și confort profesional. Exact, asta e, în mod clar este o direcție și foarte mulți dintre noi au făcut pașina și optimizat spațiul de lucru și mă rog, a lucra într-un mod mai plăcut și mai eficient de acasă. Și aici mă regăsesc și eu. Adică începutul pandemiei m-a prins într-un apartament mic cu 2 copii și primele luni, nu exagerez, lucram din dressing. Adică aveam laptopul era între cămăși și era foarte ok din punct de vedere sunet, că da, materialul textil e fonoabsorbant, se auzea foarte, foarte bine, dar nu era o experiență prea plăcută. Între timp am reușit să-mi amenajez așa un colțișor al meu și să mă izolez când lucrez de acasă. Dar, într-adevăr, ne-am dat seama că putem eficientiza spațiul mult mai bine și exact aceeași logică o au și companiile acum. Dacă tot vin angajații și vor veni o dată, de două ori pe săptămână, o dată la două săptămâni, când Andrei, au nevoie, Andrei, avem nevoie de acest spațiu? Te-aș întrerupe un pic, Andrei. Hai să încercăm să definim care este profilul acestui angajat despre care tu vorbești. De aici o să înțelegem care este și tipul de companie pe care voi, Pluria, o targetați în momentul ăsta și o să vreau după aia să ne uităm un pic, Vlad, eventual pe datele pe care le ai tu de la PricewaterhouseCoopers și mai am și unele de la McKinsey, să vedem exact care este tendința post-pandemie, către ce ne îndreptăm de fapt. Bine, introductiv, cu privire la potențialul client, Eduard, trebuie să te gândești. Noi doi suntem genul de oameni care lucrăm de la baza pârtiei deschise. Deci am trimis mail-uri extrem de importante de undeva dintr-un colț obscur al unui trend. Păi da, dar uite, e foarte important trendul ăsta și targetul,
Pentru că tu lucrezi într-o companie de stat unde teoretic nu prea ai fi vizat de ceea ce înseamnă acest curent nou de a munci, acolo lucrurile sunt un pic mai conservatoare, ca și program, ca și infrastructură pusă la dispoziția angajatului, lucrurile sunt cumva, nu neapărat că au rămas ele pe loc, dar există un conservatorism, trebuie să fim sinceri. Eu, de partea cealaltă, sunt un tânăr hashtagist, iarăși nu pot să zic că reprezint neapărat un curent corporatist. Prin urmare, uite, noi doi, deși nu suntem în targetul clasic al corporatistului, folosim aceste tool-uri, aceste instrumente și mai ales obiceiuri. Prin urmare, Andrei, hai să încercăm să definim un pic zona asta de work from home. Pentru cine este ea de fapt? Unde se aplică? Până la urmă, criteriul este într-atât de simplu, e pur și simplu se pune întrebarea dacă îmi pot desfășura munca de oriunde, să mă așez cu laptopul și să-mi fac treaba, sau depind, nu știu, lucrez în producție, logistică, depind de o anumită aparatură și trebuie să fiu fizic într-un anumit loc, la birou sau... Deci, cumva, pe aceștia din urmă nu avem cum să-i adresăm. Evident. Pentru toți ceilalți, da, există definiția white collar, a gurilor albe. Teoretic, lor ne-am adresat-o, deși, practic, după cum ne vedeți și pe noi, nu cred că mai poartă cineva cămașă albă în astfel de joburi. Deci iată încă o definiție care ar merita actualizată. Dar dacă ne putem face treaba de la baza pârtiei, de acasă, din lobby-ul unui hotel, din cafenea, dintr-un coworking, de oriunde, clar pentru noi este o... Bun. Și aici apare probabil primul zid între dorința mea de angajat, să spunem, fie într-o companie privată, fie într-o companie a statului sau într-o instituție publică, și dorința angajatorului meu de a înțelege capacitatea mea de a fi productiv, dezinhibat, dezlănțuit, că tot vorbeam noi un pic mai devreme, și seriozitatea mea, pentru că de multe ori, și recunosc aici și eu am avut ceva probleme în prima parte a anului trecut, alături de toți colegii mei, când brusc, noi pe 16 martie anul trecut, am dat shutdown cu totul. Înaintea statului am înțeles ce se întâmplă și am spus: copii, hai, toți mergem acasă, încercăm să ne digitalizăm, încercăm să vedem cum putem lucra în online. Și primul nemulțumit am fost eu, pentru că lipsea această interacțiune directă. Știam că ești în birou de lângă, veneam la tine, vorbeam, te chemam, ne consultam. Chestia asta a dispărut, nu? Peste noapte. Și atunci eu am fost primul care a trebuit să învăț să mă obișnuiesc cu aceste mici discuții sau ședințe online. Făceam niște zoom-uri zilnice la 9:30, la 10, ne setam niște repere împreună. După aia am început, ne-am digitalizat cu totul, ne-am dus și într-o platformă unde au început să apară și task-urile și urmărirea lor și așa mai departe. Deci prima problemă cred că aici este între eu angajat și dorința mea de a fi super, super deschis și să am libertatea asta de a fi remote. Plecând de la ideea, eu sunt de bună credință, vreau să fiu productiv, dar și tu trebuie să ai încredere în mine. Cum facem cu zona asta, care este destul de shady, să zic așa, adică nu prea sunt lucrurile, da. Iar de parte de legislație nici atât. Mi se pare că într-adevăr suntem la o răscruce de drumuri și modul în care companiile reacționează și... Cum se adaptează, poate face diferența, adică poate să o ia pe o traiectorie cu totul și cu totul alta. Și la ce mă refer? Clar, toate studiile arată, ce am făcut și noi, au făcut mulți alții în România, în state, în vest. Peste 90% dintre cei care pot lucra remote, își vor dori să lucreze remote în continuare, cel puțin o perioadă din timpul lor. Și atunci, de partea cealaltă a baricadei, da, sunt angajatorii care, într-o oarecare măsură, unii și-au dat seama de oportunitate și se reinventează și actualizează și adaptează politica de remote work și vin în întâmpinarea noilor cerințe. Și mai sunt cei care
militează pentru o întoarcere la, la birou. Sunt, am auzit și destul de companii care cred că pot de luni până vineri să facă chestia asta și să implementeze o astfel de întoarcere. Ele pot face lucrul ăsta, clar, nimic nu îi oprește, însă această flexibilitate pe care o caută oamenii devine într-atât de importantă încât ea este definitorie în alegerea angajatului vis-a-vis de angajatorul pe care îl alege, de compania pentru care vrea să lucreze. Cu alte cuvinte, nu doar salariul și eventualele bonusuri vor prima în decizia noastră de a ne duce sau nu într-o companie, ci și această capacitate a angajatorului de a veni către mine, de a-mi înțelege dorința de mobilitate și până la urmă rezultatele sunt cele care ar trebui să-l intereseze, nu neapărat unde mă aflu eu fizic. Exact, indicat. În studiile... Da. Deci, deja flexibilitatea și politica de remote work este în top 3 puncte de interes pentru un potențial angajat. Aproape la paritate cu salariul din ultimele studii. Da, da, uite. Și atunci? Uite aici, scuză-mă, da. Aici intrăm iarăși în conflict, să spunem așa, cu lipsa culturii, mai ales în zona de HR pe care noi o avem în zona foarte multor instituții publice. Eu nu vreau să blamez pe nimeni, dar este o realitate. De asta multinaționalele s-au adaptat mult mai bine. Au venit cu această abordare, cu foarte multe proceduri, lucrurile sunt foarte bine așezate, nu de acum din pandemie, poate acum s-au făcut mici reglaje sau, știu eu, lucrurile de finețe, dar vorbim de instituții publice foarte mari, de la nivelul ministerelor în jos, unde este aproape imposibil să poți să-ți imaginezi că un 25%, 35%, 45% din personal ar putea lucra de acasă. Nu au procedurile, nu pot trimite documentele, semnăturile între ei, partea de comunicare, partea de task-uri, management al task-urilor, de indicatori, cum zicea Vlad mai devreme, nici nu mai vorbim. Ei nu reușesc să-și măsoare indicatorii de productivitate când sunt acolo și au tot felul de tool-uri învechite, adevărat, dar măcar le au pe care le-ar putea monitoriza. Aici se pune problema. Cum facem această tranziție? Cum putem să-i ajutăm pe oamenii ăștia? Eu sunt convins că mulți sunt de bună credință, înțeleg ce se întâmplă, vor să aplice, dar nu prea știu de unde să o apuce. Aici intervenim cu acest studiu al lui PricewaterhouseCoopers, unde 69% din plaja sondată cu privire la oportunitatea sau inoportunitatea mutării acasă a muncii este de acord, este 100% de acord, și acest studiu este consistent cu ce am descoperit și eu la momentul la care cercetam piața în 2017. Când mare mi-a fost surpriza să aflu că acolo unde s-au flexibilizat un pic în spatele legii condițiile de muncă și au permis angajaților un program mai flexibil, s-a redus absenteismul. Veneau cu mult mai mare plăcere. De ce? Pentru că spațiul în care se desfășoară activitatea este un factor motivațional de factură igienică. Sunt două tipuri de factori motivaționale în leadership cu care poți motiva un angajat tu din postura de management. Factorul igienic și factorul intrinsec. Partea aceasta igienică este foarte extrem de importantă, undeva la 50%, deși motivația aceea cu bine, ai făcut bine, ești un membru valoros al echipei, e la fel de importantă. Dar cele mai bune condiții pe care le poate avea un angajat pentru productivitate sunt acele condiții pe care îl oferă propriul domiciliu, pe care și-l construiește ca să-l acomodeze pe el, stilul lui de viață personal. Adică înțeleg, sunt mulți care optează acum pentru niște garsoniere înghesuite doar pentru că nu prea le foloseau în 2019. Dar acum dacă primesc cum... Gândiți-vă la atât, dacă o corporație economisește cu chiria, poate da bonusuri în proporție de 50% pentru incentivarea angajatului să-și dezvolte mediul și ambientul ideal de acasă, sau în același quantum bonusul poate acoperi costurile cu un birou undeva în oraș, la o cafenea, undeva unde este izolat, la un spațiu de coworking. Deci corporația trebuie să adreseze aceste probleme. De ce? 71 dintre angajații PricewaterhouseCoopers din Malta, spre exemplu,
lucrează sondați de PricewaterhouseCoopers, lucrează remote zilnic, din care doar 3% sunt obligați să se prezinte on site, 21% aleg să se prezinte pentru că vor să mai interacționeze din când în când, să iasă din casă, și aici o să intervenim într-un alt subiect foarte important, și 5% răspund că trebuie să aleagă permanența on site. Din toți aceștia, 69% aleg să stea acasă, sunt bucuroși de aceste măsuri, sunt în mediul lor și în ambientul lor. Dar în acei 5%, în acei 21% care trebuie să se mai prezintă on site, avem și o categorie extrem de defavorizată, despre care Asociația Română pentru Smart City a scris extensiv. Sunt femeile, mămicile respectiv, care nu au cum să-și asigure un spațiu de muncă coerent. Singurul care le poate asigura acest spațiu de muncă ar putea fi angajatul, în condițiile în care acel spațiu este lângă o grădiniță, lângă un centru în care copilul poate mânca, undeva unde este monitorizat timp de 3 ore cât este un angajat productiv la muncă. Bun. Andrei, aș vrea și comentariul tău pe topicul ăsta, pentru că vreau să avem 12 teme pe care vreau să le atingem cumva. O să vedem cât de mult reușim din ele, pentru că văd că sunt multe idei, multe lucruri de spus. Într-adevăr, sunt foarte multe idei. Adevărul adevărat este că managerii aveau teama asta, că dacă nu văd angajații și nu-i urmăresc după ce... Aici eu mă declar primul vinovat. Da. Anul trecut, în martie, eu am avut abordarea asta. Da. Cu toții. Și e normal. Dar mi-ai spus că ai migrat repede, adoptat soluții digitale, nu știu ce, un program de task management, project management, și lucrurile au migrat mai degrabă la a vedea efectiv ce produce, care este valoarea generată de acel angajat, nu timpul, timpul petrecut. Și de aici oportunitatea, paradoxal, vreau să zic că mi-a fost mult mai ușor, dacă mă refer la propria mea echipă, să, la distanță fiind, să văd valoarea și ceea ce produce un coleg sau celălalt. Este atât de ușor pentru cineva să se facă că muncește, chiar dacă este în birou cu superiorul, cu șeful, managerul, cum vrem să-i zicem. Da, aici într-adevăr lucrurile sunt mult mai simple. Avem task-urile, avem deadline-urile, avem indicatorii, ne uităm pe ele, lucrurile sunt făcute sau nu. Adică lucrurile nu prea pot fi: stai că am lucrat și la aia, am trimis și mail, am dat și telefon, m-ai chemat un nu știu ce, am fost în call-ul ăla. Sau e băiat de gașcă, mai Mai o glumiță, da, ne distrăm la birou și uite așa. Nu, acum avem statistica aici. Scuze, Andrei, avem citim ziarul între 1 și între o oră și 5 minute. Citim social media 44 de minute. Discutăm despre alte lucruri în afară de serviciu 40 de minute. Căutăm joburi noi pe LinkedIn 26 de minute. Luăm pauze de țigară 23 de minute. Facem call-uri către parteneri, prieteni 18 minute. Making hot drinks 17 minute. Texting, instant messaging 14 minute. Eating 8 minute. Food 7 minute. Spune-mi și mie, există productivitate când mai muncim, când mai muncim fraților? 3 ore. Productivitatea medie globală la spațiu de birou este calculată și cuantificată universal la 3 ore. Uite, Vlad, deși invitatul nostru este Andrei, astăzi nu ești tu, o să fac chiar pasa către tine și vreau să ne dezvolți un pic teoria asta celor 3 ore, cum le-ai definit tu, burning hour, dacă nu mă înșel. Hai să vedem cât de important este capacitatea noastră de a ne așeza la birou, indiferent ce facem, texting, messaging, Facebook, coffee, tea și așa mai departe. Dar când ne-am setat cele 3 ore, să stăm într-adevăr super focusați pe ele, și atunci s-ar putea să fim surprinși de productivitatea noastră. Prin urmare, uite, următoarele 3-4 minute ți le dedicăm ție pe teoria asta. Te rog să o dezvolți un pic. Pentru că mi-ai dedicat aceste 3-4 minute, le voi folosi foarte eficient. Respectiv, pot să vorbesc timp de 3 minute aplicat pe subiect și să nu deviez. Asta înseamnă că există studii internaționale care
din care reiese foarte clar că productivitatea nu se extinde peste acest orizont de 3 ore, indiferent de angajat. Sunt cazuri, de asta e o medie până la urmă, sunt cazuri în care angajatul se aplică și muncește mai mult, sunt deadline-uri pe care le atinge și face o excepție și lucrează undeva la 5-8 ore în fiecare zi ca să termine într-o săptămână un proiect pe care nu l-a făcut un an de zile. De ce? Pentru că restul anului de zile pur și simplu n-a putut să se dedice acestui proiect. Deci, este o medie, luați-o cu un pic de zăhărel, dar credeți-mă pe cuvânt că sunt studii numeroase care nu dau mai mult de 3 ore productivitate în spațiul de birou. Asta înseamnă că, pornind de la aceste 3 ore, suntem absolut ineficienți ca manager când plătim o chirie într-un spațiu de birouri, când ținem lumina deschisă, când cumpărăm un calculator pentru angajatul care nu face pe el ce ar trebui să facă. Aceste task-uri trebuie trasate angajatului, respectiv task-ul de a-și cumpăra calculatorul pe care și-l dorește, telefonul pe care și-l dorește și de a munci acolo unde își dorește. Cu siguranță există spații și ambiente mult mai favorabile acestui angajat decât acea clădire sterilă. Unul dintre factorii principali care cauzează depresia în ambientul de muncă este, surpriză, neonul. Nu știu dacă îl vedeți deasupra mea, bineînțeles că am un filtru galben ca să pară mai naturală imaginea, dar neonul ăsta mă bântuie în fiecare zi și aș vrea să-l schimb cu o lumină caldă, aș vrea să mă duc într-un lobby de hotel unde mă acompaniază, bineînțeles, și o cafeluță de calitate și o prăjiturică lângă. Uite, înainte de a merge la... Te rog, Andrei. Nu, vreau să completez cu lecția pe care am învățat-o eu cel puțin și sper că foarte multă lume a învățat-o în timpul pandemiei. Revelația principală a fost că munca nu depinde de timp și spațiu. Ea poate fi decuplată. Până acum era definiția că munca se petrece în intervalul ăsta orar, în locul ăsta delimitat. Și de fapt, surpriză, nu, munca poate interveni, secvențele productive pot interveni la o anumită ciclicitate. Poate unii sunt foarte dimineața de vreme productivi, alții seara târziu, la fel și cu spațiul. Deci iată că se poate, și asta e un concept pe care trebuie cu toții și mai ales companiile, angajatorii trebuie să-l înțeleagă, că munca productivă și de calitate se poate decupla și de timp și mai ales de ideea de spațiu fizic, birou. Și de aici, dacă lucrul ăsta se înțelege, deja deschidem poarta către a gândi un program mai bun, a optimiza. Da, dar uite, tu acum ai făcut pasa, tu ai făcut o pasă foarte elegantă către ce vreau să întreb eu și să vă întreb pe amândoi de fapt. Cum facem să nu ne simțim prizonierii muncii noastre 24 de ore pe zi? Eu cred că sunt una dintre puținele excepții care, Vlad, noi am și discutat într-unul din webinarile noastre, mie plăcându-mi atât de mult ceea ce fac, eu nu simt că muncesc. Pentru mine că e 7 dimineața, că e 9 seara, că e duminică sau marți, joi de la două alt webinar, pentru mine lucrurile sunt foarte simple, foarte clare. Dar am văzut în rândul multor cunoscuți percepția asta, pentru că până la urmă este o percepție. Băi, nu mai răspund la mail-uri la 9 seara, spațiul meu, sunt acasă. Adică oamenii cumva simt nevoia unui reper macro. Cum spui tu, înainte aveam acel reper, nu? Chiar dacă el era conservator, de la 8 la 16 sau de la 9 la 18, whatever, dar aveai undeva în mental, în subsidiarul tău, aveai acel shutdown. Ok, la ora 18 dăm shutdown, ne vedem de copii, de casă și așa mai departe. Acum, cum facem să nu rămânem captivi 24 de ore acestei percepții work from home, dar stai un pic că sunt available tot timpul? Andrei, vrei să iei tu podeaua? Uite, l-aș ruga pe Andrei să ne răspundă, da, pentru că aici e o chestie de sensibilitate, zic eu. Și eu, Eduard, să știi că mă încadrez fix în tiparul ăsta și mie îmi place atât de mult încât aș lucra eu câteodată vineri seara, parcă mă întristez așa că vine weekendul și nu mai am ocazia să fac ce mi-am propus. Nu sunt un exemplu bun din punctul ăsta de vedere, poate ar trebui să facem lucrurile să fie mai echilibrate. Dar, într-adevăr,
nu toți suntem construiți la fel și pot apărea probleme venite din acest burnout, din incapacitatea de a ne decupla munca de latura personală, pentru că nu mai există, iată, o separare fizică și acel timp petrecut de commute de la birou până acasă și ăla ne ajuta un pic să trecem să facem tranziția între cele două lumi. Și e într-adevăr un punct extrem de relevant și se poate discuta. Aici eu văd două lucruri pe care un angajator fac în beneficiul angajaților. Încep cu punctul 1. Mai puțin micromanagement și mai puțină comunicare din aceasta în timp real. Vedeți, eram obișnuit să fim cu toții în același birou și dacă aveam nevoie de ceva, îl rugam pe coleg să mă ajute. Și asta se întâmpla foarte des pe parcursul unei zile. Ce s-a întâmplat când am trecut din același spațiu fizic într-o formă de comunicare online? Primul pas a fost să pur și simplu să dăm copy-paste modalității de comunicare în timp real pe care o aveam acolo în același birou în lumea digitală. Și asta a dus la acel calendar umplut cu întâlniri de Zoom de la începutul zilei până la sfârșit și cu foarte multe, foarte multe întreruperi. Stilul ăsta de operare, de management, că până la urmă e o idee de micromanagement. Ai nevoie de ceva de la un coleg, ai pus una pe telefon, l-ai deranjat sau ai dat un mesaj, te rog să avem un Zoom sau să ne vedem pe Teams sau pe Meet în 15 minute să vorbim ceva repede. Nu este ok. Trebuie să facem efortul să facem tranziția către un mod de lucru asincron, în care, ok, eu mă pregătesc atât de mult cât pot eu și în momentul în care am structurat ceva, am un draft al documentului, nu știu, abia atunci îl trimit celorlalți și ei au ocazia să contribuie și să colaboreze în timpul lor, fără să-i mai solicit. Pe ceva concret. Pe moment, pe ceva concret și sigur, ideea de deadline este foarte bună, dar putem să ne structurăm mult mai bine lucru și modul în care colaborăm de o manieră asincron, deci fără să ne zăpăcim unii pe ceilalți cu foarte multe telefoane și Zoom-uri și să fim astfel productivi și să respectăm timpul celorlalți și intervalele în care aceștia sunt productivi. Și asta duce la o relaxare și nu mai e acel impact psihologic, că toată lumea e călare pe noi și ne solicită foarte multe lucruri și nu mai apucăm să mai facem treabă. Asta era primul punct. L-am lungit destul de mult, dar mi s-a părut important. Al doilea punct, și aici încercăm și noi să ajutăm prin Pluria, este acesta. Chiar dacă oamenii, foarte mulți, lucrează și vom lucra foarte mult remote, asta nu înseamnă că nu ne creăm și nu trebuie să ne vedem din când în când atunci când este cazul. Zic atunci când este cazul, e foarte important. Nu punem, cum am văzut că e moda acum, ne gândim să implementăm două zile la birou sau trei zile la birou. De ce? Este foarte posibil să nu avem nevoie decât o zi la două săptămâni sau o zi la trei săptămâni să ne vedem cu toții. Să nu gândim așa o structură rigidă și pe urmă să încercăm să împingem ca în jocul acela cerculețele când de fapt e o formă de pătrat. Hai să le dăm oamenilor și echipelor oportunitatea ca singuri să-și planifice aceste întâlniri în offline. Deci este foarte important să dăm echipelor oportunitatea să se întâlnească și în offline pentru
cu beneficii în cultura organizațională, în spirit de echipă, legăturile care se creează între ei, dar de ce să nu-i lăsăm pe ei să-și definească singurii locul sau momentul în care se întâlnesc? Poate sunt anumite proiecte care se întind pe 3-6 luni și atunci echipa va vrea să se întâlnească, nu știu, în fiecare miercuri într-un anumit coworking din drumul taberii, zic, pentru că poate doi membri sunt din drumul taberii și doi din militar, de ce să mă duc până în Pipera când am găsit acest spațiu aproape de noi? Sau eu știu, alte întâlniri, board meeting sau uite, și Loredana Stupinen ne spune așa, eu cred că are de a face cu ceea ce tocmai ați spus, a face ceea ce îți place cu tot sufletul și astfel dispare senzația de obligativitate a muncii și rămâne sentimentul de bine și satisfacție, iar rezultatul va fi cu siguranță bine făcut. A fi productiv fără a implica stresul. Continuă Loredana, din perspectiva terapeutului pot să spun că elementul stres persistă în momentul în care omul percepe timpul ca factor de presiune și productivitatea este văzută ca depinzând strict de timp. De asta am vrut să intervin la sfârșit exact pe problema asta, pentru că aici am câteva date relevante și vreau să le folosim. Merită dezbaterea. Pentru că ne-am pus cu toți întrebarea fiind oameni atașați de munca pe care o facem și plăcându-ne să ne implicăm, 24 din 24 chiar. Ideea este, celor cărora nu le place activitatea pe care o desfășoară pentru beneficii financiare, nu le place cel mai probabil din cauza factorilor igienici. Unora dintre factorii igienici, pentru că ei continuă să o facă pentru salariu. Deci ăsta e unul dintre cei mai importanți factori igienici. Și atunci dacă scoatem anxietatea provocată în mediul de muncă din ecuație, scoatem mediul precar, neplăcut, neprietenos, scoatem interacțiunea zilnică cu colegii care unii ne enervează, alții ne plac și ne alegem noi cu cine interacționăm. Aici contează foarte mult cu cine vrei să-ți desfășori un proiect. Aici vorbim despre organizația de tip organic, așa cum este descrisă de Regenen în cartea lui Images of Organization. Și atunci, dacă ni se recomandă din anii 80 să lăsăm organizațiile să se construiască singure și avem exemple de excelență la nivel internațional, de la firme de pantofi, la firme de IT, Google a fost pe loc întâi în top angajatori ani de zile, pentru că lăsa echipele să se formeze singure și independent de locul de muncă, generând spații comune și ambiente pentru cine voia să se întâlnească și cei care nu voiau să se întâlnească, bineînțeles, aveau spațiile în care puteau să stea izolați. Deci ține foarte, foarte mult această neplăcere, acest disconfort pe care îl simțim când ne îndreptăm spre serviciu. De faptul că ne îndreptăm spre serviciu, pentru că am depune toate eforturile pentru a excela în carieră, dacă nu ar fi acești factori igienici care nu ne convin. Bun. Andrei, hai să trecem un pic la Pluria. Eu să încerc să și arăt site-ul vostru, să sperăm că nu stric nimic pe aici. O să vedem cum facem. Sunt și două filmulețe pe care vreau să le arătăm. Spune-ne, te rog, ce este Pluria și cum este el generat, cum spuneam un pic mai devreme și Vlad. Practic, proiectul ăsta a fost nu neapărat generat de pandemie, dar accelerat. Sigur, am putea să dăm o definiție mai sofisticată, e o platformă prin care încercăm, nu știu, dematerializarea biroului, dar concret, pragmatic, este o rețea de spații de lucru flexibile, adică coworking-uri, business lounge-uri din hoteluri, anumite cafenele din care se poate lucra, în general spații de coworking, care pot fi accesate pe baza unui abonament sau chiar pay as you go, deci într-un mod super flexibil și eficient ca și costuri de către companii, și astfel angajații să poată avea mai multe opțiuni din punct de vedere spațiu de lucru.
La ce mă refer concret? O companie poate completa opțiunile angajaților dându-le posibilitatea să oferindu-le pluria pentru, nu știu, 8 zile pe lună. Asta înseamnă că 2 zile pe săptămână eu ca și angajat îmi pot deschide aplicația și rezerva un loc de muncă sau o sală de întâlniri oriunde în rețeaua noastră. Și acum sunt, cred că am depășit 80 de spații de lucru. Foarte în important, în ce orașe găsim Andrei? În România, cam în toate orașele principale, deci sunt 8 orașe din România în care oferim. Și am început expansiunea și în Spania, așa că avem 30 de spații de lucru și în dăm voie să dau eu o definiție așa mai de la firul ierbii mai simplă, este un fel de Uber al spațiilor de birouri. E foarte bună definiția. Asta ne măgulește, dar asta este că tindem către ușurința aceasta de a rezerva un birou pentru astăzi sau pentru mâine. La fel cum închem o mașină, așa să-mi iau și spațiul. Deci în România, în momentul ăsta, în marile orașe, găsim serviciu pluria, da, este disponibil. Da. Și ați început să ieșiți un pic și din afara României, ai spus tu, da? Da, am început pentru că nu am găsit un serviciu similar. Cel puțin în Europa, în America se încearcă, sunt vreo două business-uri care încearcă o pivotare înspre un astfel de serviciu, dar noi suntem foarte siguri pe noi și pe platforma pe care am reușit să o construim într-un timp relativ scurt și știm sigur că e un serviciu calitativ și cerut, de asta ne și grăbim să ieșim pe marile piețe europene. Uite, noi acum avem site-ul vostru, cei care se uită la noi văd site-ul vostru și avem aici capitolul beneficiile companiilor. Hai, vorbește-ne un pic despre companii, care sunt principalele beneficii, pentru că am vorbit despre angajați și o să revenim la ei în continuare. Da, într-adevăr, pentru angajați, noi vrem să avem o experiență cât mai bună. De-aia ei au și la dispoziție o aplicație mobilă, unde similar ca Uber-ul îmi iau pentru astăzi, pentru mâine un spațiu de lucru. Dar pentru că este în primul și în primul rând un produs adresat, un produs B2B adresat companiilor, clar avem gândite un set de beneficii. În primul rând, este foarte eficient din punct de vedere costuri. Adică o companie care are birou într-o clădire de tip A, cu toate costurile de mentenanță, curățenie, poate avea per angajat, 400-500 de euro pe lună ca și cost. Pe când pluria e oriunde între 30 de euro și 170 de euro maxim. Deci într-o variantă în care fiecare angajat folosește în fiecare zi serviciul nostru și se duce, face așa un circuit și lucrează fiecare zi de peste tot. Ceea ce e puțin probabil. Deci să zicem că în medie cam 100 de euro până într-o 100 de euro pe angajat pe lună ar costa serviciul nostru, ceea ce deja e un potențial de saving foarte mare versus birou tradițional. Mai important decât atât din punctul nostru de vedere, sigur e ok că aduce și niște saving-uri, dar este flexibilitatea serviciului, pentru că marea problemă a angajatorilor a companiilor este aceea că ei sunt legați cu un contract de chirie destul de strict pe 5 ani, 7 ani, 10 ani. Și dacă, uite, n-au nevoie de atâta spațiu, n-au ce să facă, ei rămân și plătesc în continuare. Dacă sunt într-o etapă de creștere și angajează foarte mulți oameni dintr-o dată, iarăși,
în mod normal era o problemă, că trebuia să faci să extinzi spațiul. Noi fiind o soluție software, dacă angajezi 100 de oameni sau renunți la 100 de oameni, practic ai activat sau ai dezactivat niște conturi instant. Mai e un use case. Acum, pentru că au început companiile să-și dea seama că munca la distanță este ok, e în regulă, iată că au început să recruteze și din afara micului perimetru geografic din jurul biroului, din București, să zicem, dacă era companie din București. Și și-a dat seama că e ok să angajeze de oriunde și pot găsi oameni poate și mai talentați și costuri și ceva mai mici în Iași, în Brașov, în Sibiu, în Cluj. Dacă vor să le ofere și lor posibilitatea să mai plece de acasă din când în când și să lucreze dintr-un spațiu co-working sau un spațiu propice, pot activa pentru ei conturi în platforma Pluria și iată că din ziua angajării le pot oferi și infrastructura de birou să-și desfășoare munca în condiții optime. Asta e un avantaj foarte mare, exact cum spuneai și tu, foarte multe companii, dintre cele mai mari, au rămas în momentul ăsta cumva prizonierele propriilor spații contractate în anii trecuți și aici mă gândesc la companii mari de tot care au început să scoată aceste companii cumva la un soi de subînchiriere în momentul ăsta într-un acord cu proprietarii clădirilor în care se află, ceea ce nu le-ar fi permis înainte. Acum se merge pe această flexibilizare pentru că nimeni nu dorește să piardă. Proprietarul nu vrea să piardă contractul pe 7, 8, 10, 12 ani sau mai știu eu pe câți ani semnat. Chiriașul este clar că nu mai poate să-l susțină și atunci se merge pe această hibridizare cumva. Eu țin o parte, lasă-mă să subînchiriez, dar aici este foarte mișto la voi pentru că practic poți face upgrade-ul ăsta de abonamente în platformă în funcție de proiecte, nu trebuie neapărat să mergi pe perioade foarte lungi. Uite, la voi pe site am văzut și te rog să ne povestești un pic ce înseamnă conceptul ăsta de safe spot, foarte important în perioada asta. În perioada asta este important, da. Noi ne asigurăm că facem în momentul semnării cu fiecare partener în parte, cu fiecare spațiu. Noi facem un mic audit și vedem în ce fel se respectă măsurile în vigoare și recomandările OMS-ului din punct de vedere igienă. Și dacă spațiile respective întrunesc toate aceste condiții, atunci noi afișăm în aplicație, în dreptul spațiului respectiv, un badge. E o terminologie, mă rog, inventată de noi, safe spot, dar e un mod prin care utilizatorul poate vedea imediat dacă se respectă anumite măcar lucrurile de bază, igienizare, de distanțare și așa mai departe. Lucrurile de bază care sunt asumate contractual, înțeleg. Da, da. Deci pentru mine, utilizator Pluria, asta ar trebui să fie o garanție când am văzut acest badge afișat în locațiile unde voi sunteți prezenți, înseamnă că se întâmplă niște lucruri, da? De igienizare, distanțare, niște proceduri minime atât de importante în perioada asta. Pentru că eu cred că avem problemele pe care le avem și de la lipsa acestor proceduri minime în mare parte. Corect. Acum vă zic ceva, spațiu de coworking, pentru că din asta își câștigau traiul, nu din altceva. În mod cert, toți respectă, dar e încă o modalitate în plus de a da încredere potențialor utilizatori în această perioadă. Vreau și eu să știu dacă ești din casă că e un spațiu ok fără riscuri suplimentare de bolnăvire. Deci e ceva, mi s-a părut că e ceva normal să facem lucrul acesta. Bun. Vlad, spune-ne, te rog, cum vezi tu această uberizare, nu doar a economiei în ansamblu, acum vorbim despre Office Revolution, nu? La asta ne raportăm în ediția noastră de astăzi. Cine s-ar fi gândit acum 2, 3, 4 ani că ajungem la dinamica asta a locurilor? Sunt câțiva care își puneau problema.
nu își puneau problema de confruntare cu o pandemie globală, dar își puneau problema ce caută angajații într-un birou timp de 8 ore pe zi și de ce plătim chiriile astea astronomice și utilitățile când putem să găsim soluții mult mai bune în avantaj mutual al angajatorului și al angajatului. Dar venind, confruntându-ne cu pandemia, ne-am trezit în niște situații complet absurde. La mine, cel puțin, au fost niște cazuri în birou pentru că noi am adoptat rapid planul de asigurare a continuității. Au fost niște măsuri impuse imediat pentru a asigura că se poate asigura continuitatea, ca să zic așa, fiind infrastructură. Și ne-am luat toate măsurile pentru a continua. Problema a fost cu mămicile. La mine, cel puțin în birou, cea mai mare problemă am avut-o cu mămicile. Dom'le, nu pot să lucrez de acasă. Ce fac eu acum? Am văzut pe site-ul Pluria că unul dintre partenerii asociați este chiar Moxie by Marriott. Și am avut plăcerea să discut o potențială soluție împreună cu Roxana Vișan, capitan se numește funcția, este chiar general manager la Moxie by Marriott. Anul trecut, în toamnă, să ne consultăm așa cu privire la viitorul pieței. De atunci Marriott își asumase o politică de pivotare spre noi domenii de fructificare, de utilizare a spațiilor pe care le are la dispoziție în condițiile în care piața de Horeca a scăzut. Și discutam despre cum spațiile respective ar putea fi convertite la birouri mobile pentru birouri temporare pentru mămici, în care pot fi adaptate grădinițe, pot fi adaptați furnizorii de food and beverage să livreze pentru copii, cât și pentru părinții care lucrează timp de 3 ore, acele 3 ore sfinte productive. Se pot asigura o sumedenie de soluții conexe ca un părinte să fie fericit și productiv timp de 3 ore pe zi. Și atunci n-am înțeles exact de ce nu se îngrămădeau la ușa hotelurilor să propună asemenea soluții mari angajatori din România. Ulterior am văzut că ei sunt blocați în contracte pe termen lung. Părerea mea, după ce expiră aceste contracte, nu veți mai vedea asemenea greșeli pe piața de imobiliare, cum ar fi să semnăm pe 7 ani de zile un contract prin care ne obligăm să aducem angajații zilnic acolo. Nu veți mai vedea tehnică adusă de către angajator și data angajatului care oricum își cumpără ultimul model de iPhone pe banii lui proprii și personali. Nu veți mai vedea mașini achiziționate, flote de mașini în curtea corporației și ocupând garaje inutil. Cine știe cum se transformă clădirile acestea de birouri în noi mall-uri și noi centre de interacțiune mai degrabă decât centre de permanență pentru angajați. O să vedeți din ce în ce mai multe spații sociale, o să vedeți angajați productivi pe banda de alergare și o să vedeți noile generații care accesează câmpul muncii, care pur și simplu nu vor mai concepe să stea 8 ore pe zi în fața unui calculator. Andrei, aș vrea să vorbim un pic și despre zona asta de legislație. Hai să vedem cum stă România în momentul ăsta. România, dar nu ca foarte multe alte, ca în alte țări, legislația într-adevăr este un pic în urma realității. Dar până la urmă, e ceva normal, cred că niciodată în istoria omenirii nu s-a. Și aici vorbim de o adaptare legală înaintea schimbării. Exact, și aici vorbim de o adaptare în timp real. Da, o adaptare în timp real și am anumite informații, am aflat că este în lucru un proiect de modificare a legii privind telemunca. Deci cred că există să se fac niște pași concreți pentru a avea un cadru legal propice noului mod de a ne desfășura activitatea. Am înțeles. Bun, Vlad, spune-ne la nivel tot așa de inițiative, fie că vorbim de inițiative în ceea ce privește legislația asta sau de trenduri mai degrabă, pentru că ar trebui să ne uităm și la trenduri. Ce se întâmplă în Europa, cumva va avea un impact legislativ și la noi,
la ce ar trebui să fim atenți aici, fie că suntem de partea angajatului, de partea angajatorului sau al companiei, că de multe ori există și o disociere la nivel top management între companie, să spunem, și cel care decide, fie că zona de HR sau top management în general. Aș face o pledoarie mai degrabă către societatea civilă să se implice activ în legislația care se emite pentru acest fenomen. Dacă nu suntem atenți și nu monitorizăm fiecare inițiativă legislativă, s-ar putea să ne trezim cu mai multe restricții decât cu beneficii. Și într-adevăr sunt probleme, serioase în ceea ce privește legislația în momentul de față, pentru că, după cum spuneați și voi, ne adaptăm în loc să fim proactivi. Și dacă eu în 2017 discutam cu marii facility manager despre cum ei își fac spații comune în loc de birouri, dar încă n-au cadrul legal să permită angajaților să lucreze temporar și angajații erau din ce în ce mai confuzi cu privire la acel ambient minunat în care se prezentau, pentru că nu puteau pleca conform normelor. Și aici hai să dăm un exemplu. Normele pentru accidentul de muncă, spre exemplu. Exact la asta vreau să mă raportez. Aici intrăm și în partea de legislație de telemuncă, să spunem așa, unde există un cadru legal. Telemunca, noi am încercat de anul trecut din martie, chiar am avut un articol și un webinar dedicat acestui concept, dar cum facem cu telemunca de la baza pârtiei de schi, cum facem cu telemunca de pe banda de fitness, unde mai este obligația angajatorului, partea de protecție, unde mai intervine și ceea ce ar trebui să facă sau să nu facă angajatul. Adică iarăși este o zonă gri. Vedeți voi, dacă ne bazăm pe stat să creeze cadrul legislativ, o să eșuăm lamentabil. Pentru că păi nu, Vlad, statul... întrebarea este simplă. Eu lucrez cu tine în telemuncă, în cum vrei tu să-i spui, da? Și tu ai căzut pe banda de fitness. Eu, angajator, eu nu te-am pus să lucrezi pe banda de fitness. A fost opțiunea ta să fii creativ pe banda de fitness. Ce se întâmplă? Spune-mi la nivel de legislație așa cum este acum. La nivel de legislație așa cum este acum, angajatorul este penalizat și trebuie să facă o instruire la nivel de companie ca nu cumva angajații, ceilalți angajați care au fost feriți de acest pericol, să se supună aceluiași pericol. Ceea ce mi se pare ironic și poate chiar extrem de amuzant. Cum să-i spui angajatorului să-i spună angajatului să nu mai lucreze pe bandă de fitness? El poate lucra oriunde dacă îi se permite acest lucru. Dacă e vorba de o sarcină mentală, atunci de ce îl oblig pe el să lucreze în anumiți parametri pe care îi dictează o lege? Legile sunt făcute să ne ajute, nu să ne inhibe. Din punctul meu de vedere, mare grijă ce permitem statelor să treacă în legislație. Da, într-adevăr, ne ajută foarte mult câteodată, dar de cele mai multe, nu chiar de cele mai multe ori, dar deseori ne inhibă factorii de producție și ar trebui să fim proactivi în a scrie aceste elemente. Eu aș face o consultare publică la nivel corporativ să văd exact cum ar trebui să arate această legislație acum. Bine, tu ca de obicei ești super optimist. Ceea ce nu este neapărat rău, încerc să țin și eu pasul cu tine așa în zona asta a optimismului de care tu dai dovadă de fiecare dată. Eu nu sunt convins că reprezentanții statului vor consulta mediul corporativ când vor lucra la această legislație, cum sunt convins de data asta că odată ce vom avea un accident de muncă stupid probabil, din vina angajatului probabil, iarăși vor fi puse la zid multinaționalele, iarăși va fi pusă la zid zona asta de digitalizare a muncii, iarăși va fi pusă la zid, mă rog, sunt zonele astea mai conservatoare din spațiul public, ca să rămână așa într-o zonă elegantă, cu siguranță vor lua în derâdere iarăși capacitatea de a digitaliza munca. Dar am o altă întrebare. Dacă acum mă deplasez spre birou și în drumul declarat pe fișa de instruire pentru protecția muncii am un accident, ăsta se consideră accident de muncă. E accident de muncă, da. Și atunci, de ce ne asumăm aceste riscuri? Adică faptul că permitem angajatului să muncească remote, ne delegăm aceste riscuri angajatului. Deci, teoretic, angajatorul nu ar trebui să mai aibă aceste obligații decât dacă angajatului nu îi se oferă spațiu propice de muncă acolo unde este desemnat de către angajator. Aici discutăm, da, putem să discutăm despre un case aplicat practic la Pluria care lucrează business to business, dar Pluria se aplică și se dedică pentru a crea acest ambient safe.
drumul mai contează aici, dar nu poate pluria să asigure drumul. Aici poate Uber, taxi sau depinde de ce mijloc de locomoție alege angajat. Da, aici este clar că este mult de dezbătut despre zona asta a legislației. Nu este neapărat scopul întâlnirii noastre de astăzi, dar e bine să punem aceste întrebări, e bine să fim atenți la ce urmează să se întâmple. Ușor, ușor ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, uite, o oră și 10 minute de când ne-am conectat. Aș vrea, Andrei, să ne vorbești un pic așa spre final despre ce înseamnă această tendință de a duce zona de working din birouri către spațiile sociale, către zonele publice, care până la urmă sunt în mijlocul comunităților noastre. Și cred că este pentru prima oară în istorie când putem spune că am conectat zona de muncă direct în comunitate. Până acum, în teorie cel puțin, noi munceam ca să aducem beneficii comunității noastre. De data asta suntem în mijlocul comunității. Care este tendința aici? Cum simți tu lucrurile? Tendința are și o definiție, dar nu prea este folosită în spațiu public. Este acel work from near home. Uh-huh. S-a tot vorbit de work from home. Adevărul este că nu toată lumea e confortabil cu acest lucrat de acasă sau nu în fiecare zi. De fapt, asta. Corect. Chiar și în cazul meu sunt foarte confortabil să lucrez de acasă, dar am nevoie în anumite zile să evadez, să mă duc în alte locuri. Deci acest work from near home este un concept extrem de interesant și are implicații majore asupra comunității și societății și activității orașului în ansamblu. Dacă ar fi să extrapolăm, sau nu, mai bine spus, plecând de la punctual, de la nivelul unui individ care caută un spațiu de lucru, aș putea să ajung la definiția biroului ideal din punct de vedere, mai ales din punct de vedere proximitate, și anume, din punctul meu de vedere, la biroul ideal ar trebui să pot ajunge cu elemente de micromobility, adică cu bicicleta, cu scooterul sau mergând pe jos. Asta este raza optimă în care eu ar trebui să pot să găsesc fără probleme un spațiu în care să-mi desfășor activitatea. Ce e mai departe de asta, deja nu mi se mai pare o variantă sustenabilă sau care ține de acest future of work. Voi ați integrat în aplicație și acest factor de mobilitate, adică din câte știu eu și cum ne-am jucat atunci cu aplicația, am văzut că aveți și mobilitatea inclusă acolo, se pot accesa factori de transport. Da, acum, în momentul de față, pot vedea pe hartă spațiul și mă poate ruta acolo, astfel încât eu să ajung mai ușor la cel mai apropiat spațiu de mine. Dar pe viitor, da, mi-aș dori să integrăm chiar cu platforme care oferă servicii de micromobilitate, scutere și așa mai departe. Dar extrapolând și dacă la nivel individual așa mi s-ar părea că ar trebui să facem pe viitor, să ne găsim birou și să-l avem disponibil aproape de noi, la nivelul orașului, a comunității, și asta e un subiect care nu prea se discută, dar ajungem la un impact, dacă vreți, ecologic, de sustenabilitate major. Vă dați seama că noi mergeam chiar și o oră până la birou și ne întorceam, mai pierdeam o oră. Deci o oră și jumătate pe zi. Ok, asta înseamnă la nivelul unui an întreg încă o lună de zi, de încă o lună de muncă, dacă ar fi interesant. Asta,
Asta e altceva, dar ar fi interesant aici, Andrei, dacă am putea calcula amprenta de carbon pe care fiecare angajat o are, știu eu, măcar la nivel de București, nu zic acum de țară, dar să facem un soi de pilot pe zona asta. Dar e clar că sunt. Am vrea să reușim să facem. Ne-am gândit destul de recent la treaba asta. Ne dăm seama că e un model sustenabil care poate impacta cu adevărat atunci când e funcțional la o scară mai mare. Și m-aș bucura dacă vreți împreună să analizăm un pic din punctul ăsta de vedere. Cu mare drag, Andrei, așa cum am spus și în colul nostru de zilele trecute, iubim Pluria, iubim toate inițiativele locale care iacătă ies și din teritoriul nostru. Mult, mult succes. Vlad, concluzia, un minut, uite, am întârziat deja. Imaginați-vă un viitor în care Pluria vă poate contacta dimineața la prima oră să vă întrebe unde vreți să munciți astăzi și ce cursuri vreți să urmeze copiii voștri. Și cursul să fie pe undeva pe lângă birou, ca ulterior când simte Pluria că ați terminat, nu știu, 2 ore și jumătate de productivitate sau vă simte că vă plimbați neobosit prin acel birou închiriat, vă sugerează un curs de spinning pe 7Card și vă trimite acolo, automat extinzând ora de distracție a copilului la grădiniță, ulterior sugerându-vă și o mâncare excelentă pentru toată familia undeva într-un punct de proximitate. Deja ai deschis două noi linii de business pentru Pluria. Uite, i-ai dat lui Andrei de gândit acum. Să știți că mă gândeam, Vlad, asta cu educația rămâne într-adevăr un domeniu care se poate dematerializa, fragmenta, optimiza. E da, singurul care ne mai ține așa captivi unui singur loc, pentru că deja putem munci oriunde, putem face sport oriunde, putem călători oriunde. Voi ați depășit limitele imaginației și din produse ați transformat industrie în servicii. La fel cum transformarea industriei de taxi a fost transformat într-un serviciu de către Uber, 7Card a transformat industria de fitness într-un serviciu. Pluria transformă într-un fel sau în altul imobiliarele de real estate, de office profesional în acest serviciu, cum Airbnb a transformat chiriile într-un fel de serviciu și la fel turismul a fost transformat de booking într-un serviciu. Trebuie să ne gândim la tot ce facem noi în ziua de astăzi ca la un serviciu și atunci când o să avem abilitatea să centralizăm toate aceste servicii pe device-ul din buzunar, ziua dumneavoastră va fi mult mai ușoară. Noi am mai discutat și de sănătate ca un serviciu, am discutat de multe alte lucruri care pot fi digitalizate acum pentru a evolua la fel cum voi, pionierat Pluria, faceți acum birourile să devină un serviciu. Și un serviciu extrem de plăcut, ceva ce se poate schimba zilnic, ceva ce poate da un element de inovație zilnic, ce poate da inspirație, pentru că eu sunt inspirat de ambientul în care îmi desfășur activitatea. Și bravo, felicitări, mă bucur de ziua de astăzi. Mulțumim tare mult, Vlad. Îmi dau seama că suntem la început, cum ai zis și tu, facem muncă de pionierat. Nu va fi greu, nu va fi ușor, pardon, va fi chiar foarte greu, dar sunt extrem de convins de viitorul acesta, viitorul echipelor distribuite, un viitor în care ne putem alege locul din care suntem cei mai productivi și putem să-l schimbăm după cum simțim nevoia. Și mai sunt convins de un lucru, că acest work from anywhere, poate dacă și companiile se aliniază acestei viziuni și sunt mai permisive și optimizează politica de remote work, poate fi cu adevărat, poate, nu știu dacă exagerez, dar poate cel mai mare salt din punct de vedere calitatea vieții pentru noi ca angajați în companii. Pentru că dacă se ne rupem de acel birou tradițional,
se deschid noi oportunități și viața noastră personală. O lume nouă. Da. O lume nouă plină de oportunități. Andrei, încă o dată mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră. Te așteptăm și la webinar Smart City, unde vrem să vorbim, să vorbim despre influența în spațiul urban, despre cum se vor reașeza aceste comunități, cel puțin în marile zone urbane. Mulțumesc frumos, Vlad. Nu uita, Andrei, așteptăm un materialul de la tine pentru revista Smart City Magazine. Așa, un public kind reminder, dacă îmi dai voie. Cu mare drag, credem în ceea ce faceți și ajutăm și noi atât cât putem. Dragilor, mulțumim frumos că ați fost în hangarul nostru digital. Astăzi am vorbit despre ceea ce înseamnă zona de real estate, Office Revolution. Ne revedem lunea viitoare de la ora 3, Vlad, da? Da, sigur. Numai bine, săptămână cu spor tuturor. Ciao. Așa să fie. Bună.